Salutare! Nou video. Ceva mai diferit de data asta. Pe mine nu prea mă vedeți cu plugul, dar testez un tractor, testez un tractor de al meu, da, un tractor, pot să-i spun. Unul dintre tractoarele mele. Ăsta e achiziție mai recentă, de fapt pus în funcțiune mai recent, că achiziția e făcută în vară, dacă nu mă înșel, sau poate chiar ceva de genul. E vorba de un New Holland T7050 din 2010 cu... hai că mergi. Cu 8... hai mă, gata. Cu vreo 1000 și ceva de ore. Tractorul l-am luat pentru că l-am prins la un preț foarte bun, ca de obicei, cred că v-ați învățat deja cu mine și cu prețurile bune. L-am luat cu 12.000 de euro de la Ipso, 12.500 sau 12.700, ceva de genul. Tractorul a venit în paleți, pe paleți, cabina separată, tot ce înseamnă piese din cutia de viteze în vreo două cutii. Mai exact, a avut probleme cu cutia de viteze. Bineînțeles, eu când văd așa ceva, pentru mine sunt chilipiruri, să le zic așa. Într-adevăr, a durat puțin până a reușit să repar cutia de viteze. În principiu pentru că n-am avut timp, că dacă aveam mai mult timp, era făcut mult mai din timp, mai de mult. Au venit și celelalte, case-ul la mare, Steiger-ul, celelalte utilaje, a trebuit să semănăm. Și de-abia acum, după ce a terminat semănatul, m-am apucat de el. Am avut niște ambreiaje arse, îmi pare rău că n-am reușit să filmez, deci efectiv n-am avut timp. Deci nu am avut timp, am vrut să filmez, începusem să filmez ceva, dar mi-a fost foarte greu și aveam nevoie de el să-l fac mai repede. Sper în viitor să am mai mult timp. Momentan nu pot să spun că e chiar o prioritate YouTube-ul. Încerc să vă împărtășesc când pot și cât pot din ceea ce fac. Sper ca cu timpul să reușesc să fac mai mult. Da, și asta ziceam de tractor. Acum practic îl testez. Nu prea sunt învățat eu cu New Holland-ul, m-am pe celălalt mic. Ăla țăracul n-am apucat să-i fac o prezentare. Sper să-i vină timpul și lui până la urmă. Tractorul ăsta văd că merge foarte bine, mai am câteva erori la el. Cutia de viteze văd că încă se ține bine. Bineînțeles, nu l-am băgat prima dată la arat. Mi-a fost frică, sincer să fiu. Zic, mă, să-i fac totuși un pic de rodaj înainte să trag de ea, să o nenorocesc. Și am mers cu el la fertilizat. L-am băgat o tură la fertilizat. Nu prea place mie cum schimbă gamele. Adică între 6-7 și 12-13. Mi se pare mie că se putea mai bine acolo lucra, dar în rest e super ok tractorul. Din nou, și pe ăsta l-am luat tot pe nevăzute, deci până nu mi-a ajuns tractorul în curte, nu l-am văzut. Spre bucuria mea arată foarte bine. Știu, față de mulți dintre voi care trebuie să le vede, să le căuta, să le bibili, să le zăpăciți, ceea ce am întâmpinat și eu de când încerc să vând, eu nu prea sunt vânzător de meserie. Și am încercat și eu să vând, de fapt încerc să vând două tractoare și văd că e dezastru. Toată lumea caută dacă se poate să fie țiplă și să fie cel mai ieftin după piață. Nu o să găsiți niciodată așa ceva. Sau să luați să căutați un tractor de 25 de ani sau de 20 de ani vechime, să luați să-l căutați să fie impecabil în interior, fără pete, fără nimic absolut. Să arate ca o mașină nouă, dacă se poate. Da, ceea ce mă revoltă într-un fel. Adică prefer să cumpăr un utilaj care arată foarte bine, să dea bine pe lângă vecini și pe lângă, să zicem așa, rivali, decât să caut să cumpăr un tractor funcțional cu care să-ți faci treaba. Știi? Și aceeași chestie și cu orele, însă, și nu intru în detaliile astea, că asta e mentalitatea românilor. Ceea ce n-am reușit să întâlnesc afară sau în alte părți, am cumpărat toate utilajele astea, am dat 300.000 de euro pe utilaje, fără să văd jumătate din ele. Deci efectiv fără să le văd jumătate din ele. Și cu defecte, și fără defecte, și utilaje funcționale, și cu ore foarte multe, și cu ore foarte puține. Da. În sfârșit, hai să trecem peste asta, că v-am zis, mă revoltă un pic când văd mentalitatea asta la noi.
Da, revenind la tractor. Ce am văzut că mai are durația la ventilator, are vâscoc cuplaș din ăla electronic, am văzut că nu merge și îmi dă o eroare acolo. De fapt, o eroare care se reflectă practic efectiv de sursa de tensiune de 5V de pe instalație, de la masă, și prin asta îi zăpăcește și injecția, zăpăcește mai multe chestii la el și intra în safe mode calculatorul de injecție, așa că am scos mufa de la ăla și merg cu ventilatorul la maxim ca să nu mai am alte probleme la motor. Trebuie să mai calibrez unghiul de la puntea față, nu știu sigur dacă s-o putea calibra sau o fi și ăla defect, și nu-mi citește radarul. Deci cam astea ar fi, are 3 erori principale, în rest văd că e funcțional. Pompele hidraulice merg, cauciucurile sunt foarte bune, jocuri pe la direcție și pe la astea n-am văzut să aibă. Deci pot să spun că în principiu sunt mulțumit de el. Am mai schimbat câteva telescoape pe la uși, pe la volan, chestii de-astea mai mărunte. Tractorul e, ca să zic așa, adică față de cum sunt învățat eu cu Steigerul și cu celelalte, e cam un pic coajă pentru pretențiile mele. Aș vrea să-i pun și ăstuia un monitor, pentru că în viitorul cât mai apropiat sper să trec mare parte din ele pe autoghidare și să le trec pe precision farming. Bineînțeles, precision farming, nu cu plugul. Agricultură de precizie, ce înseamnă? Să ții o contabilitate foarte, foarte exactă asupra lucrărilor, consumurilor de motorină, productivității pe, nu pe solă, productivității pe metru pătrat, să-i zic așa. Începe cum apare la recoltare, GPS pe combină, senzor de producție, senzor de umiditate și începând de acolo construim o hartă a solei respective cu producțiile pe anumite suprafețe. Harta de acolo se ia și se pune la mașina de fertilizat, care o să împrăștie amendamente în funcție de media pe suprafața respectivă. Adică, de exemplu, dacă avem o zonă unde avem producții mai mici, să zicem, deci într-o tarla, un colț unde fac 3 tone la hectar în loc să fac 7, în zona respectivă o să adauge mai multe amendamente, complexe, uree, ce vrei, în anumite limite pe care le poți seta. După aceasta se poate folosi și la semănătorile și de păioase și de prășitoare pentru a regla densitatea în mers. Tot așa, unde avem zonă mai proastă o să merge cu densitatea mai mică, unde avem zonă mai bună o să merge cu densitatea mai mare. Practic o să lăsăm un calculator să hotărască densități, normă de îngrășăminte la hectar și așa mai departe. Noi doar îi setem o medie și o marjă de eroare în care să se poată juca el, să zic așa. Asta o să încerc să fac în viitor. Acum că am utilajele, în următorii 5-6 ani sper să reușesc să fac treaba asta cu utilaje pe măsura Steigerului, semănători mari, mașini de fertilizat autopropulsate și așa mai departe. Și vreau să le pregătesc și tractoarele astea mici, să am monitor pe ele montat și să le pregătesc isobus pentru așa ceva, pentru că trebuie rețeaua asta specială pentru a le folosi. Nu știu încă toate detaliile, nu sunt în foarte mare măsură informat, dar am văzut la fermierii din state că din ce în ce mai mulți aplică chestia asta. Decât să am 10 oameni angajați, prefer să am un utilaj super performant care să cam hotărască singur ce face în câmp și să mă descurc relativ singur, să zic așa. Nu se poate singur, trebuie să mai ai și pe cineva, să mai ai și ajutoare, că de exemplu la recoltat nu poți să recoltezi singur. Dar cât se poate de mult să încerc să tehnologizez ferma. Da, am dat-o din una în alta. Așa. Legat de tractor, ce să vă mai zic eu? Da, în principiu sunt mulțumit de el, l-am folosit, îl folosesc de vreo 3 zile. Și e super ok. E super, super ok, sunt mulțumit de el. Eu visez de mult să dețin New Holland de când sunt mic. Nu știu, am avut ceva mai special, că ei s-au apărut așa pe parcurs, dar poate și unde sunt albastre, nu știu ce să zic. Mie mi-au plăcut tractoarele astea. Și 70-50 când a apărut prima dată și pare, nu mai zic, CR-urile sunt sufletul meu.
CR-urile, după cum știți, sunt cele mai performante combine la ora actuală, ca și producție, ca și rata de productivitate. Într-adevăr, au ieșit modele mai noi acum, dar New Holland-ul face treaba asta de... are mai mult de 10 ani, cred că are 12 ani din 2008, dacă nu mă înșel, la stabilit recordul mondial pentru cea mai mare producție recoltată în unitate de timp. 800 de tone în 8 ore, deci în jur de 100 de tone pe oră, o singură combină, în grâu de 10 tone la hectar. Da, și cred că cam de aici am prins eu dragostea pentru New Holland. Chiar dacă ei sunt o divizie mai mică, sau să zic așa, a doua divizie CNH, eu sunt mulțumit. În cabină nu prea am curățenie. Dacă sunt condițiile astea care sunt afară, e dezastru. Bineînțeles, o să găsească cineva să spună: mamă, ce mizerie e în cabină, că așa faceți mereu. Dar fac pariu că și pe voi, dacă vă caut, aveți curat în cabină și curge uleiul pe sub ele, de nu mai știi când să-l oprești. Dar în sfârșit, să nu intru în mentalitățile astea românești de 2 lei, ca să le zic așa. Poate aș putea să fac și eu mai mult, dar asta e felul meu și cu asta basta, nu prea o să mă schimbe nimeni dacă îmi scrie pe YouTube sau pe Facebook: mamă, ce mizerie e în tractor sau mașină sau chestii de genul ăsta. Poate dacă voi mai mult dată nu știți să faceți, vă limitați la asta. Hai, revenind la tractor, ăsta e mai mult așa un jurnal, să mai îmi spun și eu ofurile cât timp ar, ceea ce eu n-am mai făcut de foarte mult timp. Aici în față am cizelul, peste drum am cizelul, de fapt am cizelul peste tot, mai puțin aici. Aici ar în principiu, pentru că vreau să pun lucernă. Planul meu inițial era altul, era să intru cu subsolierul la 50 adâncime, ceea ce nu știu sigur dacă nu o să fac, dacă mai ține timpul, așa că văd că încă nu e foarte, foarte ud. Și s-ar putea luni să fac o intrare cu subsolierul și după aceea să continui cu arătura peste, că plugul mai mult de 30 de centimetri nu intră. Deși, după cum stă tractorul și la cum arată el aici, aproape intra până la cadru, dar mai mult de 30 de centimetri n-are. Aici am avut porumb de, din ăla de fiert, și anul ăsta tot porumb de fiert o să pun. Noi ne mai ocupăm și cu culturi din astea mai... De fapt, nu sunt pretențioase, sunt niște culturi mai de nișă, așa, nu culturi mari, și am zis să încercăm și noi și am văzut că am avut rezultate anul trecut și continui și anul ăsta. O să încerc să le semăn anul ăsta un pic mai special, o să le semăn în grupuri de câte 4 rânduri, ca să să-i pot culege mai ușor. Anul trecut am avut nițele belele la cules, mi-a fost mai greu. Se vede că n-am mai mers de mult cu plugul. Al dracu, mai trebuie și reversat. Nu sunt învățat. Nu sunt învățat cu așa ceva. Telescop la scaun aici, îmi face figurile ăsta mic. Am dat comandă și de ăsta, dar ăsta văd că n-a ajuns încă. E vorba de ăsta de aici. Nu-mi stă scaunul sus. Da, o să mergem și afară, să vi-l arăt și de afară. Ce mai am eu lipsă la el și chiar mă enervează la culme și nici nu aș vrea să dau 1000 de euro pe ele, sunt aripile de pe față. Am găsit partea din plastic de la aripă, ca să vă vând un pont, la cramp, undeva la 250 de lei bucata. Și aripi foarte mari pentru anvelope de 600 de mm lățime, cum sunt astea de la ăsta. Trebuie să-i mai fac partea din aia de cadru și de Active Fender, sau nu mai știu cum îi zice, la partea aia cu arc, care îi permite să nu lovească în caroserie când virez la maxim. La New Holland. Să vedem, pe o parte o am, mai trebuie brațul ăla gros, pe o parte nu am deloc și trebuie să vedem dacă reușesc să o găsesc undeva sau ce pot să fac ca să-i pun și aripi, că chiar mă enervează, că se înnămolește, nu e în regulă. Da, și în principiu, ca să zic așa, tractorul arată foarte bine, e pentru gusturile mele destul de curat în interior, nu sunt pete foarte multe, nu e mizerie foarte multă, a avut un pic de slim pe manetele astea pe aici, astea le-am mai curățat. Ce mă deranjează e că n-am manetele electronice,
ca să pot să folosesc secvența de întoarcere la capăt. M-ar fi ajutat mult, mai ales la plug, să pot să-l și reversez, să-l și sal dintr-un buton. Să nu trebuiască să trag 200 de manete, că deja m-am învățat cam puturos de la Steiger și de la Magnum. Ăsta, la ora asta, îl folosesc doar pentru a schimba turațiile la capul locului, la întoarcere. Turație mare, turație mică, văd că are aici la fel ca și case-ul. Ce e nasol e că nu o pot seta cum, de exemplu, cum o setez la case. Deși, dacă stau să mă gândesc, e și ăsta un avantaj, că la case, când reduci, reduci până la relanti. Aici ai, setez două turații, una de maxim și una de minim, față de Steiger și de Magnum. Mă enervează că n-am aici accelerație. Eu niciodată nu folosesc accelerația de picior, m-am învățat așa și chiar mi se pare aiurea că n-au făcut manșa asta. Asta de asta vorbesc, manșa asta cu accelerație. Asta mi se pare mie un dezavantaj, să zic așa. În rest, pare în regulă. Sper să și rămân așa. E prima dată când fac o cutie de-asta de viteze de New Holland. Mi s-a părut destul de solidă. Am avut totuși un ax pe care l-am schimbat la ea. Am înțeles că a fost o problemă totuși cu axul ăla, pentru că am văzut că s-a schimbat codul de piesă. A reușit să-l găsesc totuși SH în Irlanda. Și am cumpărat unitatea SH, n-am cumpărat unitatea nouă, pentru că la banii de a-mi da pe tractor să mă duc să dau 5.000 de euro pe un ax, când pe tractor am dat 12, nu prea mi s-a părut ok și l-am găsit cu 1.000. Cu 1.000 de euro axul. Ce am mai schimbat ambreiaje și cu celelalte piese, să zic că a ajuns undeva la vreo 5.000 de euro, plus schimburile de ulei și celelalte, să zic că m-am dus cu totul undeva la vreo 7.000, hai să zic 1.000 de euro cu aripi, cu tot ce trebuie să-i mai fac eu lui. Deci m-aș duce undeva la 20.000 de euro cu un tractor New Holland 7050 cu, cred că are 8.000 de ore, dacă nu mă înșel. Nu știu de ce am avut impresia că am 7.000, dar 8.800 mai exact de ore. De ore, să zic așa. Cu cutie de viteze refăcută complet, integral, rulment schimbați, ambreiaje, tot ce ține de cutie și o revizie la motor și restul tractorului, să zic așa. Ceea ce eu zic că e ok. Mai am să schimb, v-am zis, chestiile de acolo, ventilatorul și cu radarul și cu, deși eu totuși cred că ele toate au aceeași alimentare, și radarul, și unghiul de virare, și vâscocuplajul de la ventilator, toate se alimentează cu 5V din calculatorul de injecție. Și mie să nu cumva să am firul la împușcat pe undeva și să nu am contact și ele practic să fie bune toate, că prea sunt multe pe aceeași magistrală. De nu comunică, o să ajung eu și acolo, sper în iarna asta să am timp să le fac. La mine e problema și cu timpul. Mai sunt și celelalte ferme la care mai trebuie să ajung. E și a mea, dacă aș sta doar la mine, ar fi ceva. Da, și cam asta a fost cu T7050. O să merg jos să-l vedeți și de afară cum arată. Ce am făcut? I-am făcut un polish. O să vedeți că o să pun un mic timelapse în filmare. Văd eu la început sau chiar acum, eventual. We'll be right back.
cutie, i-am făcut, încă nu sunt eu foarte, foarte mulțumit de cum i-a ieșit lucrarea. De fapt, lucrarea a ieșit bine, dar totuși cred că trebuie să mai schimb ceva. Încă am, se simte un, să zic așa, o mică, nu întârziere, o mică frânare la, la schimbarea gamelor. M-am apucat să vă spun și m-am apucat de altceva. Hai să vedem jos ce avem aici și vă povestesc după aia. Aici plugul nu e tăiat, e făcut dintr-un plug cu 3 brațe și adăugat a patra. Îl foloseam la tractoarele celelalte mici de obicei și i-am mai adăugat o brazdă, mergea și cu 5, dar știu că plugul din fabrica Europal ăsta, 5, are 3 brațe din fabrică și se mai adaugă una și m-am gândit să nu rup bolțul de aici, am zis să adaug doar una, să n-adaug două. Deși tractorul ducea și 6, cred că le duce. La cum îl văd eu că trage.